Prezent. Domnul Dorache Florin. Prezent. Întâi Jener Florin. Prezent. Tan Adrian. Prezent. Văștig Vasile. Prezent. Încercu George. Mica George. Bob Lindu. Prezent. Bob Florin. Săcaru Constantin. Prezent. Răuțoie Ioan. Voicu Florin. Voicu Petre Adrian. Prezent. Mănea Constantin, președinte. Ciforie, delegat Sătesc. Ioan Jean, delegat Sătesc. Da, astăzi, pe ordinea de zi, avem un punct de dezbătut plus diverse. De citire la, pe ordinea de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfințării pe cale administrativă a construcțiilor provizorii ridicate fără autorizație de construire de către domnul Manoli Neculai pe teren public și privat al Comunii Cotrăfănești, județul Bacău. Și ultimul punct, diverse. Dacă nu ar fi dat completat cu ordinea de zi, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu. De citire la punctul 1. Articolul 1. Se aprobă desfințarea construcțiilor provizorii și amenajărilor executate de domnul Manoli Neculai din satul Bâlca, Comuna Cotrăfănești, pe terenul proprietate publică al comunei în suprafața de 1400 metri pătrați, conform cărții curciare numărul 6158 și pe terenul proprietate privată a comunei în suprafața de 1050 metri pătrați, conform cărții curciare numărul 61157, motivat de faptul că terenul în cauză sunt destinate construcției stații de măsură gaze naturale și zona de protecție aferentă investiției publice de alimentare cu gaze naturale a Comunii Cotrăfănești, sat Bâlca, Goșan, județul Bacău. Articolul 2. Prezența hotărârii poate fi atacată în termen de 30 de zile de la comunicare la instanța de contencios administrativ. Articolul 3. Prin grija Secretarului General al Comunii, prezența hotărârii se va comunica instituției prefectului județul Bacău, primarul Comunii Cotrăfănești, domnului Manoli, și va fi publicată prin afișare la sediul Consiliului Local și pe pagina de internet a primăriei. Referatul de aprobare, dacă vreți să citiți. În proiect de hotărâre privind aprobarea desfințării pe calea administrativă a construcțiilor provizorii ridicate fără autorizație de construire de către domnul Manoli Neculai pe teren public și privat al Comunii Cotrăfănești, județul Bacău. După cum cunoașteți, în Comuna Cotrăfănești a început lucrarea de alimentare cu gaze naturale. Stația de măsurare este proiectată a fi realizată pe teren proprietate publică și privată a Comunii în afară de podul CFR. Partea din teren este ocupată abuziv de domnul Manoli Neculai, cu construcția aferente unei stâni. Prin adresele primăriei, numărul 1746 4-5-2021 și numărul 2266-5-2021, a fost înființat să elibereze terenul, dar nu s-a confirmat. Au existat și discuții anterioare prezentului referat în acest sens, dar domnul Manoli nu a dat dovadă de înțelegere, invocând faptul că terenul din domeniul privat este al său sau deținut în baza unui act sub semnătură privată. După cum se arată în proiectul de hotărâre, terenurile ocupate sunt în cărțile funciare numărul 61147 și 61158, intabulate pe Comuna Cotrăfănești. Potrivit articolului 33 din legea numărul 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcții, desfințarea lucrărilor de construcții edificate fără autorizație de construire pe teren proprietate publică sau privată a comunii, se face de către autoritățile publice locale, fără a fi necesară sesizarea instanței de judecată. Prin urmare, am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care se urmărește desfințarea construcțiilor edificate fără drept de apel pe domnul Manoli Neculai. La proiectul de hotărâre privind aprobarea desfințării
pe calea administrativă a construcțiilor provizorii și a amenajorilor edificatoare, care autorizează construire pe teren public publicat și privat al Comunei Căsăvănești. Asta se repetă iar parte. Se repetă prin dispunere în multe. Se repetă. Da, haideți că eu vreau să fiu explicit, adică cu siguranță dumneavoastră ați primit materiale de ședință, că are și schița de la fața locului. Cred că și studiat-o și a și lecturat-o. Nu la fel mă noi să fim în ședință publică, este televizată, este și către dumneavoastră ca și domn consilier, este către și către cetățenii comunei Coțu-Fănești, pentru că vreau să fiu foarte bine înțeles. O să venim cu expunerea de motive pe care o să prezint destul de elaborat, ca să zic așa, ca să nu se lasă loc de interpretare. Deci, acest proiect de a aduce gaze în Comuna Coțu-Fănești a plecat din anul 1996. Chiar înainte de 1996, pe timpul când era primar domnul Bunghez Marian. Și o să vă confirm. Ca și fost și atunci. Bun. Au făcut ce au făcut. Au obținut atunci o aprobare la Târgu Mureș, cu bravo lor, felicitări. Ulterior, domnul Bunghez a renunțat la candidat la primărie. S-a întâlnit la primărie, domnul Stâncone, în calitate de primar, în calitate de primar. Și am continuat acest proiect care era început. Și vreau să spun că l-am dus la sfârșit, adică l-am terminat cu toate proiecte tehnic, cu toate avizele, cu toate cele necesare. Una din condiții care era, pentru că tot traseul era aparținea domeniului public, una din condiții era să avem teren pentru stație de reglare medie. Și la timpul acela locul nu este ales de mine, este ales de domnul primar, Consiliul Local de atunci, și persoana mea care a fost. S-a ales acea loc pentru că era cel mai aproape de acea, dacă vreți dumneavoastră, cum să numesc, buclă sau... Trecerea. Aerea. Pe lângă via cu Vasiloiu. Da. Era cea mai apropiată acolo. Și mai aproape de stația, de linia ferată. S-au obținut avizele sub traversarea linia ferată, au venit cei de la L5. E o întreagă poveste cu un proiect de ăsta, nu-l face așa acolo. A început domnul Bunghez și l-a terminat cu domnul. Și s-a stabilit SRM-ul aici, pe acest teren, al Pradea Marița, care era în viață la acel timp. Cu titlul de proprietate, eu am un dosar care am tot ce trebuie să începem. Pradea Marița, în care avea 1400 de metri pătrați, pe care, în loc de... pentru cei 1400 de metri pătrați pe care i-am luat aici, chiar lângă drumul de la Pârâu, lângă drumul de exploatare agricolă, îi s-a dat lângă locuința unei construcții a domnului tătarul Gheorghe. În acel timp, în 96-97, nu se făceau cărți funciare. Deci nu se emiteau. Cei care știu, aceste cărți au venit undeva prin 2005-2003, poate 2005. Bun, acel teren, îi s-a radiat cu Pradea Marița, 1400 de metri pătrați, și noi l-am primit și l-am trecut în domeniul public al Comunei Coțu-Fănești, aprobat în hotărâre de guvern. Deci 1400 de metri pătrați. A venit și această acțiune, deci pe să termin cu proiectul, ca să nu las lucrurile în suspans. Acel proiect a mers și s-a finalizat. Am ținut și licitația de execuție în anul 2000, în luna decembrie. Martor este doamna Ulerul, a fost cu mine la licitație. Și am mers în tandem cu Urichești atunci. Și am ținut licitația la primăria de la Urichești. A venit un domn de la Ministerul Economiei și Industriei și acum a ținut un domn Covăcean. S-a adjudecat și licitația, câștigând-o CCTMUCB, la care directorul era Dumnezeu să ierte domnul Chelaru de la, din Comuna Căzii, la Bledar, părinții. Datorită faptului că Uniunea Europeană nu acorda fonduri și nici finanțări pentru gaze la acel timp, la acel moment, nu s-a putut realiza investiția, nici la noi, nici la Vecchiul, bineînțeles, nu s-a putut realiza investiția de alimentare cu gaze. Dosarele le-am și acum, puteți să le vedeți, cu caie de sarcini, contracte și așa.
Se mergea numai pe buget local și bugetul care se pune la Consiliul Județean și la finanțele publice. Nu era de rândul, este cea fiind foarte mare. Am rămas cu această investiție neefectuată. A venit timpul acum când pe POIM, pe programul operațional de investiții mari, Uniunea Europeană a acordat și alimentarea cu gaz, finanțarea alimentărilor cu gaze naturale, printre altele. Bine, așa, canalizare, sau în care, din, știți foarte bine că v-am informat la timpul respectiv, din toată țara au depus proiecte aproape toată lumea, foarte multe proiecte. Am doar noi, a fost a 10-a comună care am câștigat. Adică, nu, a 9-a. 10 și a 9-a a fost. A 9-a comună care am câștigat și ne-am încadrat la cerințele pe care le cereau Uniunea Europeană și am obținut finanțare care este undeva în jur de 5 milioane de euro. Am trecut înapoi acel contract, bineînțeles, nu mai era valabil, care era în 2000, avizele nu mai erau, s-au trecut înapoi la executat. Acum s-a luat la început. Obținerea cotei de gaze de la Mediaș, de la Târgu Mureș și Mediaș, cu avize, cu acorduri și așa mai departe. Până am ajuns la autorizația de construire, pe care o avem. Și am trecut la licitație de execuție, de proiectare și execuție, că s-a ținut la pachet, a câștigat firma de la Brașov, cum am știut de absolvește, iar execuția, firma Bauer la Boeș, care mare ușă, 11 de contract. S-a dat ordinul de începe lucrări, știți, a fost informat la timpul respectiv și se lucrează în continuare, se lucrează în condiții destul de, adică, din punct de vedere al deranjului, să zic așa, nu e nici super, super cum ne-ar plăcea nouă, dar nu e nici de bani. Se mai fac greșeli pe aici, pe acolo, se mai intervine, adică noi vrem să lăsăm așa, să nu deranjăm prea mult oameni. Eu nu zic că noi sunt oameni deranjați, dar am întocat prin mine, pentru că totul se sapă cu bun de escalator, se trece cu mașină, se trece, dar în mare, probabil că și dumneavoastră ați văzut, mie îmi place că nu mai lucrează. Domnule, au zis, domnule, bine, noi vrem să atacăm și lucrare. Și mergem într-un ritm destul de alert. Domnule, au zis și pe toate cele trei sate. Cu să mai ești Bârca și adică nu a luat unul și are, are și Bârca și Borșan și Borșan. Domnule, au zis, domnule, să atacăm și lucrarea la stație de la gaze, la Serenia. Am mai să acolo un domn inginer și a zis, domnule, un domn care nu am înțeles sau nu știu ce a fost să ne spun. Am zis, cum o despre ce e vorba, adică a fost domnul viceprimar, am făcut niște adrese, am înțeles că domnul Manole a înțeles situația și la timpul respectiv va începe dumneavoastră construcția, o să rezolvă problema. Ulterior, s-a ajuns când. Ce vreau să vă spun este următorul fapt, că la această lucrare de cadastrare, care este pe bani europeni, contribuția primării foarte puțină, totdeauna orice tablar când se măsoară, se ia, măsurătoarea se ia de la nord la sud, de regulă, de la nord la sud, și se caută puncte naturale, care să nu fie mișcate. Un stâlp care știi că nu pleacă de acolo, un canal, plaiele nu. Că aici Albia, când vine pe râul mare, își mărește, cum e trotul. Totuși s-au schimbat costul de nu știu câte ori. A avut o albia de 500 de metri. O rețea o răzdă. O rețea, da. Da, s-a răzdă, da. Bun. Și s-a făcut și a mai rezultat o rezervă, venind de la canal, încăpând toți oamenii, toți proprietarii care aveau titluri de proprietate, și a mai rămas o rezervă de 1000 de metri pătrați, care, automat, a rămas în margine, în domeniul public al nostru, în margine. Deci, e vorba de 12,34 metri, să lipește de terenul nostru. Vreau să vă spun că 99,99% din tablale pe care le cadastrează rămân rezerve. Totdeauna rezerva, totdeauna o parte din rezerve, se duc, dacă e posibil, la margine. Pentru că atunci, în 91, s-a măsurat cu pompasul, cu piciorul, cu ce s-a mai măsurat,
Ăstea vin cu aparate speciale, deci nu au voie să teodolite, doamne iată, cu ce mai bine. Deci totdeauna, în fiecare cadastru, se creează o rezervă. Acum, la situația pe care ați primit-o dumneavoastră, vedeți acolo, nu cred că e cu coloratul. Odată, acel domeniu public anunț este formă de triunghi. Care, pentru că vine albia triunghi, da. Vine drumul de exploatare agricolă, după care vine noi. Și... Ați avut drumul acolo cumva? Poftim? Ați avut drumul acolo? Dar am zis, există un drum de exploatare. Nu de ce exploatare? Cine e exploatare? Exploatare agricolă, proprietarul de teren. Domnule, ați avut drum pe lângă proprietatea asta? Eu am... Nu, eu îți spun înainte și acum. Vă arătați-ne, domnule, la oameni. Unii v-ați băgat dumneavoastră cu pământul. Lăsați-mă să te rog. Lasă propaganda. Dar nu-i propaganda, mă, de vârf. Lăsați-mă să te rog. Eu știu pentru ce-i chemat. N-am chemat să mă conținut. Tu n-ați să vrei. Spune-mi oamenii ăștia să angajează ca să-mi distrugă mie munca. De asta e chemat. De asta e chemat. Ce văd de oameni sunt. Că așa din oameni gospodari, mulți de mei. Da, mulți, cam de mine. Nu ca de mine. Da, așa. Domnul, nu este o luptă între mine și dumneavoastră. Este o luptă între instituția primării și dumneavoastră, că nu vreți să înțelegeți. Eu astăzi, mâine sunt, eu sunt vremenic. Mâine nu mai sunt. Acești oameni, și înregistrați foarte bine, sunt cetățenii Comunei Coțovănești. Dacă o investiție pe fonduri europene se pierde, 5 ani de zile primăria OAT-ul, indiferent cine va fi primar, nu mai are voie să mă acceseze niciun leu fondul european, plus că dă bani înapoi. Nu e amenințare, e un adevăr. Unii atașat în parcela 6157. Domnule, am specialiști care fac lucrul ăsta. Nu știu, gati. Ei, ce-au primit? Unde? Eu nu sunt cadastrist, eu îmi asum ceea ce v-a prezentat. Ce ți-a asum? Domnule, mă lăsați să vorbesc? Dacă nu îmi trebuie. Nu, dar explic așa. De ce minci? Nu explic ce vreți dumneavoastră, explic ce știu eu. Nu, băi, dar nu ce vreți dumneavoastră. Nu ia să vreți vorbi după aia. Nu vă oprește nimeni. Păi răbile oameni, ce doresc? Nu le-a, oameni au primit materiale. Au primit documente. Au primit documente. Toată lumea. Deci le aveți, nu? Da, avem documente. Știți unii parcela asta, 6.000. Știți locația, cel puțin știu și locația. Și știți că nu este aprobată din Prefectura Bacău, nu? Știți unii astea? Stai un pic, stai un pic. Da. Astea sunt care poți să-l contești mata sau cu altcineva în contencios, dacă... Dumneavoastră nu sunteți în barenul, da, și ați terminat și cu contractul de arendă, nu știu. Eu, cine a terminat? Dumneavoastră, aveți un titlu de proprietate al dumneavoastră? Cum să nu? Eu am titlul prealea. Nu l-am văzut nici. Păi, dar e prealea, nu-i a dumneavoastră. Păi, dumneavoastră, nu știu, să scrie. Dar dacă eu plătesc de 20 de ani... Nu contează, domnule. Dar de ce să nu contezi, domnule? Dar de ce nu contezi? Trebuie ad notarial, ad de vânzare, cumpărare, de donație. Arată-mi și mie actul de notariat pe suprafața de... Arată-mi actul notarial pe suprafața care construiește, cine? Da. Construiți, oameni buni, construiește pe suprafață care nu are niciun act de judecător, niciun act de notar. Lăsați-mă să-i spui și schimb teren agricol, rețineți. Îi schimb teren agricol care trebuie folosit în agricultură, nu construiți. Da, schimbă ca bucurile de folosință, ne nu toate nu. Ce explici că gaze, parcă nu știi lumea că comuna Coțovănești încă 7 comuni, îți trebuie de pe toate calculatoare, îți trebuie de pe aprobare. Ce? Da, așa. Da. Bine. Știu eu lucrul ăsta. Pe cât unii vrei, pe toate internetul îți trebuie. Să fiți sănătos că știți. Păi sigur că știu. Da. Bun, eu sunt de rău. Bun.
Lucru care se vede că nu ne putem înțelege. Eu repet față de cetățenii comunii Coțovarești. Pentru că voi face ședință publică. Voi face și pe voi și mai de atâția cazuri. Eu repet. Nu am nimic, eu persoana Olaru, nu primarul, Olaru, primarul, de repede acum, sunt opera, întâmplător. Va fi altcineva mâine voi. Este vorba de instituția primăriei și de un proiect care va fi necesar pentru dezvoltarea comună. Și asta, bă, eu nu am nimic. Primăria plec, primăria rămâne aici, va veni altcineva. Dar explicați directorul. Nu mai explic ce doresc eu, deocamdată. Dacă puneți o întrebare... Ați construit pe 20 de hectare de pășunii 150 de case. Da, nu și niciuna nu este interes pentru comun. Nu a discutat de stație de gaz. Ai mutat terenul ăsta? Care poate să trăiască altul în urma lui 50-60 de ani. Nici un proiect de anvergură asta... Dar nu-i domnule, că nu poate fi o mică. Ascunce, iar unul s-ar duce domnule, dar poate fi o mică. Acum mai este domnule, dar... Bine că au păstrat, au dărâmă case, dă-ți băi, dă-ți terenul ăsta, ce s-a mutat 48 din locuri. Lăsați-mă să termin, vă rog, supă aia, dar nu-mi plăcut. Eu întrebăm, pertinente. Și fără a fi jignit, și fără a fi acuzat, răspund la întrebări. Dacă nu, nu răspund, că nu sunt obligat la jignit și la apostrofări și la... E forma mare. Deci despre ce este vorba? S-a făcut cadastru, v-am spus, cadastru se face de către o societate care a participat la licitația de cadastrare. Licitația n-a făcut-o primăria comunei Coțovarești, a făcut-o direcția agricolă, să fie clar de treaba. Nu-i firma de casa comunei Coțovarești. Da, dacă este un profesionist, o fac și firma de casă, pentru că e profesionist. Decât să lucrezi cu un eșpictor, cu neaveniți, mai degrabă lucrezi cu profesionist. Am avut și cazuri în care au venit de lumea de mișine cu ăștia care nu știau bani, nu aveau ce înseamnă cadastră. Bun, nu-i învăță, cunosc eu profesor de cadastru, nu de topografie, nu știu așa de toate. Deci, noi am mers acolo și am mers cu propunerea. Deci s-a măsurat de la canal la baie. Orice cadastrist, că o fie aia, poate să putem să chemăm altă firmă de cadastru pe care o dorește oricine. Bun. Și dacă pică altfel, eu ridic mâine și n-am nicio problemă. Bun. Eu am făcut aici, dar doamna să nu cred că ați primit-o, hașurat, cu culori diferite. Deci e formă de treunghi, care are rezerva lucrare, are rezerva, terenul de la Pralea, de 1400 de metri, este 41 de metri, 17, rezerva care s-a creat în urma măsurătorii, care se repește pe domeniul public, este de 12,34 și următorul proprietar care începe este Pralea pe Petre, de moștenitor de punctul Pralea pe Petre, pe Petre cu 34,89 de metri. Nu înțeleg, care e rezerva asta? Asta care nu ești, mai măsurătoare, domnule, de aia începe. Păi nu, domnule. Dar rezerva asta nu trebuie să fie trecută în registru agricol sau să o aibă manori, sau să o aibă, nu știu care, rezerva asta care v-am spus de unde provine o rezervă. A cui rezervă? O rezervă provine automat și vă spun, orice rezervă de teren care se creează în orice tabla, trece automat la dispoziția comisiei locale de aplicare legilor fondului funciar. Care considerat că este trebuie să dată și în cine va aproba rezerva asta, domnul primar? Cum cine a aprobat? Cine a aprobat? Ia uite, domnule, ce spune adresa. Lăsați-vă să noi am făcut pe ăsta care este cadastrat, un pică stația SRM, nu pică niciun pic în rezerva aceasta de 1500. Ca să nu se mai speculeze că am creat noi o rezervă, că nu încăpeam cu SRM. Încăpeam foarte bine, dar încă mai cu 2, 3, 6 metri, n-am scara. Exact scara la care s-a făcut construcție. Cu drum din acces de aici, de în vârlă, și așa mai departe. Bun. De aici,
Și până a face o construcție, indiferent că e saivan, că e casă, că e, nu știu, trebuie să fie 20 de metri de la zidul SRM-ului, pentru că e stație de reglare medie de gază. Că indiferent că cel care e proprietar, de drept, s-a înțeles cu orălalt, nu știu, trebuie să mergi 20 de metri ca să pui prima construcție. Pentru că e o zonă de protecție. Bun, noi acum ne-am lucrat și am zis, domnule, aici în zona asta, unui scurt care l-am luat de la Praia, care, repet, că nu se făceau cărți funciare decât în 2003-2005, atunci se făceau schimburi. Sunt cărți, domnule, că se eliberate titlurile. Domnule, nu se făceau cu cărți funciare, înțelegeți. În 2091-92 nu s-a făcut. Haideți, știi, domnule, polinic. Cartea funciară se face pe baza titlului de proprietate. Este, înțelege și copilul ăla. Da, a zis cineva până așa? Păi cum dacă Dumnezeu ne-a dus pământul lui Prale de la... Păi a dus, dar e în 96. Și mai mult de atât. Te-ai băgat cu 2000... Păi nu am băgat 96, nu eram eu primar. Stai, domnule, 1050 de metri ăsta, cine i-a creat? Cu măsurătoare cadastrală. Ce vorbești, domnule? Și așa nu se face la margini? Apoi e mințit, băi, te-ai mințit. Păi unde la margini, dacă e interior, domnule? Domnule, am decât o pe pământul, că al nostru. Suntem oameni care știm care. Danicule, trenul din margine, primăria a făcut schimb cu Prada. Da. Era domeniul public. Ăsta, rezerva care s-a constituit în lumea cadastrării, da, a venit și s-a așezat lângă domnule. Sau continuare, dacă el rezervă astea, dacă el a nu e așa, domne, pentru că el pe titlul de proprietate, Pralea Petre, să ascultă-mă la, Pralea Petre, pe titlul de proprietate, are Pralea Marița, nu rezerva primăriei. Haideți să vă spun o chestiune, ca să o știți și lumea. Poate să mă vorbim. Ca să știe toată lumea. Terenul de proprietate suferă modificări juridice, în timp. Domnul secretar poate conține. Haideți să iau la unul, îl vând și îl dau lui Plop. Se schimbă în legis. Prin hotărâri de notar și de judecător. Nu te hotărâre, primar și de notar. Nu primar, hotărâri de notar și judecător. Lăsați, dumneavoastră aveți tot dreptul. Păi eu, îmi face scris până la urmă, dar... Da, bine. Haideți să termin. Explicați că v-ați băgat între Pralea și... N-am și explic nimic ce vrea domnul Manolin. N-am să-l aprob că n-ar dreptate. Dar tu știi și spune ce vrei, dacă... Nu mă spune minciuni. Acum nu știu de ce vă mai băgăți bună. Ești creat de minciuni. Așa este. Da. Da. Uite, vă respect punctul. Păi, dar nu, așa este. Și eu am încăpățânat să respect. Și eu respect, da. Da. Deci... Soluția noastră a fost următoarea și o mențin și acum și din interiorul celor 30 de zile. Indiferent care va fi situația, eu trebuie să-mi fac datoria de reprezentant al UAT-ului la primărie, pentru că altfel sunt direct responsabil dacă nu fac, pentru că se pierd 5 milioane de euro. Merg cu această decizie până la capăt. Domnul Manole are dreptul să conteste, să dea judecată, să facă ce vrea dumneavoastră prin... Mă spun mișoare, e treaba dumneavoastră, nici nu mă interesează ce va face. Deci această dispoziție de demolare, de asta v-am chemat, nu ascund lucrul ăsta, pentru asta v-am chemat. Pentru că se au ordinea de zi, așa. Deci noi am propus așa, domnule, pentru că dumneavoastră are o, chiar așa, are o construcție exact pe cei 1400 de metri la Praia. Cum, cum? Păi până acum ai spus că e 1050, ai văzut... 1400 la Pralea, am zis. Și eu spui construcții la Pralea? Aveți o construcție, una din cele trei. Așa are la Comisia Emea. Nu, e domnul. A, domnul, și domnul ăsta, că nu am nicio treabă. Dar ce haft e? Dar nu e haft, putea de cadastrezi. Bun. Din coace pe rezervă, pe rezerva aia de 1050, mare construcție care e drept conjurare, adică paralel cu pârâul, să zicem, sau cu drumul. Se vede, eu o dau când mă ferestru, toate actele dau, nu am nicio. Păi, așa. Și mai aveți o construcție care debea, construcția a treia, care e lângă drumul spre CFR, se duce cam vreo 3 metri pe terenul. Păi, 4 metri. Băi, 4. Aproximativ. Dar nu-i pe terenul. Lui Prale, am zis. Lui. Prale Petre. Păi da, dar nu te-a spus. Asta a spus. Păi, noi acum vedem cu soluția. Deci terenul lui Prale Petre. Scoate de pe terenul lui Prale Petre sau după care terenul? Nu, nu. Bun, noi acum spunem că vă ajută
Și împrejmuirea, bine, împrejmuirea este făcută împrejmuirea. Renunțați la umilință. Vă rog. Nu, dar nu e umilință. Renunțați la umilință. Eu fac o propunere. Renunță la umilință că ne cunoaștem prea. Eu fac. Viclenia e ultimul cuvânt de la tatăl nostru. Doamne, mă lasă să te duc. Uite, acum nu vă vorbesc dumneavoastră, vorbesc celor de aici. Vorbesc în cameră sau de cetățenii. Propunerea primarului Comunii Coțovănești, care reprezintă UAT-ul prezidentului Comunii Coțovănești, către consilierii Comunii Coțovănești, este următoarea. Ajutăm să se mute împrejurirea, partea despre fârâu, pe care a făcut-o domnul Manuel Nicolae. Nu mă interesează în ce condiții nu intru în munte. Și cele două construcții, una, două și a treia parțial pe noi, să mutăm pe terenul care îi convine pralea de funcțiilor, pralea pe pete. În ce mod îl decide domnul Manole, nu mă interesează, este treaba moștenitorului pralea pe pete. Nu mă interesează niciodată. Și îi facem gardul, îi mutăm și construcțiile fără să deranjăm nimic. În condițiile în care, nu pun condiția, condițiile spuse de lege, de, nu are voie să amplaseze, să amplaseze cu o construcție decât la 20 de metri față de peretele SRM-ului din spate. Este o propunere decentă, de bun simț și mai mult decât rezonabil. Eu așa o consider. Fiecare o consider cum dorește. Dar, spun cetățenilor Comunei Coțovănești, dacă nu se va putea realiza această investiție, este din cauza acestor construcții care sunt pe domeniul public și privat al Comunei Coțovănești, al primării Comunei Coțovănești, al UAT Coțovănești. Deci despre asta este vorba și dumneavoastră n-am să forțez pe nimeni să voteze într-un fel. Votați cum vă duce dumneavoastră, cred, conștiința și, bineînțeles, în cunoștință de cauză. Cine nu a înțeles, poate ia harta hașurată de la mine să se uită. În comisia am explicat despre ce este vorba. Nu am niciun interes de a avea un litigiu cu domnul Manol. Nu, încă o dată mă repet. Eu reprezint doar instituția primăriei vremenii. Mâine s-ar putea să fie dumitare, dumitare, dumitare. Și vă vezi de această problemă. Pentru că nu se va mai absorbi niciun leu fond bani european. Vom da și bani, acest bani înapoi pe care am folosit. Investiția va rămâne moartă, îngropată și trebuie atunci ar bați unul din palmă și ar râde cu gura până la urechi. Așa, pentru că s-ar avea 10 până la urmă, că am mormântat bani și țieri și așa mai departe. Și despre asta e vorba. Vreau să vă spun un singur lucru și unde poate fi verificat. Acolo unde avem puțurile de apă, de la cabinatul, am făcut zone de protecție de cei de la mediu și cei de la apă, cei de la desertul, pardon. Au zis că este zona prea mică. Deci proiectantul a dat o soluție. Când au venit cei, au zis că e prea mică. Nu știu ce să conține, domnul secretar știe, o parte nu vezi. Am extins zona de protecție, într-adevăr, peste anumit terenul la oameni și i-am chemat pe oameni și am luat acorduri de la ei. Și au zis, domnule, cât ați făcut? 20 de metri pătrați, am avut tot așa înțeleg. Nu ne trebuie nimic. Dacă e pentru apă, pentru apă. Nu ne trebuie nimic. Era 20 de metri pătrați. Unii din ei ne-au vândut, am 8 de la unii și care ne-au vândut. Deci, dar am întrebat cetățeanul. Dar dacă e vorba de interes public, dați apă oamenilor de comun. Păi, doamne, când 20 de metri pătrați, ce o să facă în 20 de metri? Adică acolo există înțelegeri, dialog și venim cu argumente pertinente, eu zic că se poate. Dar acolo ne plecăm după poziții antagonice. Ce-i fost tu, ce-i făcut, ce-i văzut, ce legătură are cu situația. Ați terminat, domnul primar? Da, imediat închei. Deci, stimați cetățenii Comunei Coțovănești, dragi consilieri, aceasta este realitatea de astăzi pe care mi-o asum în totalitate. Dumneavoastră, dacă nu vă asumați, este problema dumneavoastră. Alegeți între a face o investiție de 5 ani sau o pierde și nu a mai face timp de 5 ani nicio investiție pe bani europeni, mă repet, și că pe bani de ăștia la zi, cum să faci, că de la buget funcționar. Și a dat și banii înapoi. Deci, aceasta e întrebarea. Iubi, eu nu iubi. A fi sau nu fi? Cu asta am chiar mulțumesc, am înțeles. Domnul secretar, spuneți la domnul consilier,
Ce document aveți pentru parcela 6157? Arătați documentul pe față, prin că sunteți în fața consilierului. În măsurător ca cadastral. Domnule, opriți-vă! Act de proprietate, act notarial, act judecătoresc. Din parcela 6157, înființată, domnul secretar, sunteți jurist. Am notariat pe parcela asta pentru că aici trebuie act pentru că se construiește. Nu-i gândui să ai doar veniți din țăruș, din par, hotărâm și cu stipinare. Dar să-mi arătați actul notarial și arătați... Cartea funciară nu ne registra dacă nu... Domnule! Ia-i explicații și lui domnul primar, pentru că nu știe. Adresa 13779 a prefecturii Bacău, care este la mine. Ce v-a răspuns, domnule, când ați cerut să treceți din proprietatea privată? Ce v-a răspuns, domnule? Desfințarea construcției se poate face în domeniul privat al comunului. Domnule, nu contează. Și eu sunt de acord cu desfințarea. Dar nu documentul pentru că dumneavoastră construiți acolo. O să ne ceară instanța. Deja sărim un capitol. Problema noastră este să desfințăm construcții de acolo, să implementăm proiectul ăsta de alimentare cu clasa comunii, care nu e foarte mare, iar Batavia acum și ne cer nouă socoteală, dacă noi avem temei legale să construim. Asta nu este. Eu am prezentat toate actele care le-am avut. Vă rog să prezentați. Eu nu am văzut domnul secretar, domnul vice. Am trimis pe proprietarul, i-am trimis pe e-mail. Să văd că ai vorbit cu el. Era normal să vorbesc. Dar sigur, și foarte bine. Așa se și vorbește cu proprietarul. Ăla s-a obligat de transmis de rândul meu. S-a transmis. Mai e o chestie. Consilierii mai vechi știu bine că ce a spus domnul primar. Proiectul ăsta s-a început încă din 92-96. Așa. De când era cerul locul ăsta. Nu au ținut cu secundă de cuare. Nu au ținut cu bară de cuotă de cuare. Păi acum așa... Aici e o mișcare care eu o cunosc foarte bine. Faptul că... Toate voturile sunt pentru. Pentru. Așa. Cu da, să nu mai...